Bine, mai regăsit, prieteni, imaginele pe care le-ați văzut acum sunt din Orientul apropiat. Pare incredibil. Până prin anii 70, poate chiar 80, a existat o alt, un alt tip de societate, inclusiv în Orientul ăsta apropiat, pe care astăzi îl vedem cumva acoperit cu burca, cu toate nebuniile, cu toate uh, uh, atacurile la libertățile celor mai. Vulnerabil. Vorbim de copii, vorbim de femei. Ce s-a întâmplat între timp? De ce fierbe Orientul Mijlociu? Nu o să fac o chestie exhaustivă, pentru că nu mă pricep. Văd doar uh, acel ingredient care pur și simplu face ca să fiarbă absolut toate societățile de acolo și toate par să fie împotriva Israelului. De ce se întâmplă asta? Acum, sigur că o să ia iau iarăși capace, dar... Cred că religia este un ingredient obligatoriu de amintit. Și o să vă dau un exemplu. Da? Cât de apropiate sunt credințele, religiile, ce vreți voi, da? și în același timp cum se urăsc una pe alta. Și aici aș porni cu concluzia mai întâi fiecare credință de asta, fiecare religie, da, a pornit dintr-o altă religie pe care apoi a urât-o de moarte. Creștinismul s-a născut din tot felul de politeisme și din așa mai departe și a dărâmat uh, statuile tuturor zeilor. Da? Așa cum islamul s-a născut din creștinism, și o să vă arăt imediat, da? și acum noi așa urăște creștinii. Există un, un, o, o dinamică de asta extrem de ciudată în tot ce înseamnă parcursul ăsta religios. Vă dau un exemplu. Ce știm noi din Biblie? A venit Avram sau Abraham da? cu fiul lui Ismael și s-a dus pe munte să-l sacrifice și a venit îngerul Gabriel și spune îngerul Gabriel, gata, nu trebuie să-l sacrifice. Asta este în Biblie. În Coran vine patriarhul, nu-i mai Abraham că Ibrahim, nu-i mai Ismael că Ismail, nu mai este îngerul Gabriel că îngerul Jabril. Adică este copy-paste. Deci, practic, n-ar trebui să existe niciun argument ca toate nebunile astea să se urască între ele, toate bisericile astea sau cum vreți să le spunem. Moscheea al da, în traducere este Moscheea cea îndepărtată, este clădită, spun cei mai mulți specialiști, pe ruinele, pe temeliile celui de-al doilea templu, cel uh, ras în anii 70 de uh, romani templu iudaic, templu evreiesc. Mai mult decât atât, dacă te uiți la tot ce înseamnă Biblie și Coran, o să vezi că Fecioara Maria, celebrată în Biblie, este și mai celebrată, dar îi se spune Miriam, în Coran. Adică, pur și simplu vezi că nu ar trebui să se urască absolut deloc aceste credințe, aceste biserici, aceste religii, cum vrei să-i zici. Bun, și totuși se urăsc aproape că mă duce gândul că așa către Freud, știi, cu ucide statul. Da? Fiecare religie, născută din altă religie, simte nevoia să-și ucidă rădăcinile. Ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu? Este o fierbere intensă. De ce? Pentru că pur și simplu, iarăși a venit acea, nu știu cum să zic, sămânță de a incredibilă a religiei care face să mustească toate societățile. Gândiți-vă că Iordania a avut un război îndelungat, s-a războit mult cu Israelul. În același timp, ducea tratative secrete cu Israelul. Iordania, alături de Arabia Saudită, practic, până acum două săptămâni, erau țările care își normalizaseră cât de cât împreună cu Egiptul relațiile cu Israelul. Prima normalizare a fost a Egiptului, da? Apoi a Iordaniei și Arabia Saudită era pe cale să semneze acel acord cu Israelul. Nu s-a mai întâmplat. Mai mult decât atât, azi noapte, o mulțime de ambasade americane din Liban până în Turcia, din Iordania până în Iran, da, au fost asaltate de, nu știu cum să le zic la ăștia, de talibanii ăștia religioși. Pentru că nu se pune problema libertății. Uh, am văzut un comentariu foarte fain pe 2 cv acum câțiva ani, sper să-l să țin minte exact, care vorbea despre Turcia și spunea în felul următor: poate fi democrația uh, uh, asta, liberală, democrația asta care nu trebuie să o gândim așa că e occidentală și adusă de America. Democrația înseamnă un lucru uh, extrem de simplu. Da? Există oameni vulnerabili în societate. Vorbim despre femei, vorbim despre bătrâni, vorbim despre copii. Dacă tu ai grijă de oamenii ăștia și le dai, le conferi drepturi și le conferi protecție, înseamnă că într-o țară este democrație. Practic, așa, pe foarte simplu spus, pe repede înainte. Ok, și dădea exemplu Turciei. Turcia care în 1950 are alegeri libere. Și totuși, asta nu înseamnă, deja au trecut cât 80 de ani, aproape 70 de ani, asta nu înseamnă că Turcia s-a democratizat. Pentru că, de fapt, democrația înseamnă și o, o incursiune în tot ce înseamnă mentalitate. Poți să schimbi mentalitatea? Cum schimbi mentalitatea? Și aici intervine, dacă vrei, un alt ingredient secret care a făcut din Uniunea Europeană, din Americi, America de Nord, locurile bune de trăit în lume, da? ingredientul ăsta se numește statul laic. Statul laic nu dă la o parte biserica. Statul laic spune în felul următor. Tu ai locul tău în societate, tu biserică sau tu ce fi religie, da? În rest, re, legile sunt civile. S-a întâmplat în, în Orientul Apropiat un paradox. Cea mai conservatoare țară din Orientul Apropiat, care este Arabia Saudită, nu are Constituție, nu are alegeri, nu are Parlament, nu are nimic din ce înseamnă instrumentarul ăsta democratic al societății. Și totuși, Arabia Saudită încearcă încet, încet să pună totuși niște legi Civile, dar pe care să le bage în concordanță cu, cu uh, Islamul. Adică, încearcă să îmblânzească, să domesticească uh, ceea ce în Orientul apropiat se numește, uh, dacă vrei, răzbunarea uh, împotriva necredinciosului. Da? Sunt tot felul de chestii în Coran pe care unii le interpretează ca fiind. Violent îndreptate împotriva celorlalți, împotriva celor diferiți, adică celor care nu sunt musulmani. Arabia Saudită vine și, repet, este cea mai conservatoare țară, dar, în același timp, încearcă să-și pune legile civile în concordanță și cu societățile liberale, pentru că au văzut uh, saudiții că, totuși, uh, datorită Occidentului, datorită investițiilor, datorită datorită managementului de tip, de tip occidental, se poate trăi bine în Arabia Saudită, dar în același timp presiunea există și din partea uh, saudiților de jos. Adică, cum adică să renunțăm? Uh, nu, noi vrem uh, un stat islamic, nu neapărat terorist, ci condus după legile islamice. Dacă v-ați uitat la fotografiile, la, la fotografiile alea de la început, ați văzut incredibilul Iran. Care până la venirea Ayatolahilor, până la venirea talibanilor ăștia la religioși, era o societate comparabilă cu societățile occidentale. Nu neapărat ca, hai să zicem, valori. Pentru că multă lume spune, domnule, în Orient nu e posibil să fie democrație. Era comparabil prin libertăți. Da, femeile aveau dreptul să conducă, femeile aveau dreptul să meargă la un meci, să meargă la plajă și nu îmbrăcate în, în tot felul de. de mai știu eu ce cupole de la Negre, da? ați văzut în Siria, ați văzut în Egipt, comparațiile sunt izbitoare. Adică, dintr-o dată, vezi că acum 70 de ani, parcă, sau 60 de ani, sau 50 de ani, lucrurile parcă mergeau mai bine decât acum. Într-un Orient care, probabil, cumva vindecat de al doilea război mondial, de tot felul de crize și de, de asta și-a dat seama că trebuie să trăiască totuși bine. Cum trăiesc bine? Preluând modelul occidental al libertăților. Și nu neapărat... Aici e o dilemă când vorbești despre libertățile occidentale. Pentru că vin o mulțime și spun ce libertăți occidentale? Lasă că ea trebuie să trăiască așa, nu ne băgăm noi între ei. Bate bagi între ei și spun de ce. Pentru că vorbim despre libertăți universale. Da? Libertatea unei doamne de a merge la meci sau de a arăta fața în public Nu poate fi ștampila, cu ștampilă de la Ayatollah sau de la nu știu care șeic Astea sunt libertăți fundamentale, libertăți universale Exact ce vrem noi, vor și ei Doar că s-au dezobișnuit să vrea, s-au dezobișnuit să creadă că e posibil așa ceva Eu aș face un experiment sigur acum exagerez, că n-am cum să-l fac, da? să le arăt doamnelor astea care stau cu burca pe față și au numai luminatorul la vizetă, vizeta aia, așa, să le arăt poze din anii 70, din anii 60. Să mergi în Siria, să mergi în Iran, să mergi în Egipt, să mergi peste tot în lumea asta care parcă ascunde totul sub, sub cărțile Coranului și să le arăt că a fost posibil și, un, și o altă, a fost posibilă și o altă epocă. Aș fi foarte curios să vedem cum a reacționat. Pentru că ce se întâmplă acum are rădăcinile adânci. Rădăcinile adânci în schimbarea asta de paradigmă din anii 70, când libertățile pur și simplu au fost băgate într-o într carte, cineva a subliniat acolo, asta ai voie să faci, asta n-ai voie să faci, tu, femeie, ești un instrument al plăcerii, al reproducerii, al natalității, etc. și cu asta basta. Ce se va întâmpla acum? Probabil, dacă... Israelul reușește să arate negru pe alb, deși unui taliban e greu să arăți chestia asta și e greu să-l convingi, că acel spital a fost bombardat de jihadul islamic, da, cu o rachetă de a de 140 pusă greșit sau poate intenționat ca să creeze tremolouri și, și turbulențe imense în Orientul Apropiat, s-ar putea ca diplomația să rezolve lucrurile. Doar că există o presiune a străzii, m am uitat aseară târziu, da? peste tot în Orient erau demonstrații, inclusiv în Cisjordania, inclusiv împotriva palestinienilor, împotriva lui Abbas, care n-a luat măsuri mai ferme sau... Adică este o vânzoleală totală și s-ar putea să asistăm la un conflict regional, chiar dacă e pe termen scurt. Ce rol va juca Iranul aici? Pe, pe iranieni nu-i interesează, vorbesc de lideri, nu-i interesează adevărul. Aici intrăm deja în epoca post-adevărului, în epoca aia în care, dacă Ayatollahul zice că afară e noapte, deși strălucește soarele, populația nu doar că va fi obligată să creadă că afară e noapte, ci chiar va crede cu toate convingerea că e noapte. Știți ce înseamnă chestiunea asta? Iranul vorbește de o despre lovitură preventivă asupra Izraelului. Asta ar însemna un dezastru. Și atenție, nu doar pentru Orientul Mijlociu ci poate chiar pentru Europa. Nu uitați că multe dintre astea sunt proxiurile Rusiei, proxiurile Kremlinului. Hai să așteptăm, mă duc să dau și eu pe CNN, să dau pe BBC, să vedem ce se mai întâmplă. O zi bună!